Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție de matinal. Este miercuri, e ultima întâlnire din această săptămână dintre mine și dumneavoastră, dar ne revedem luni pentru că avem foarte multe chestii de discutat luni și astăzi și pe toată perioada campaniei electorale. Începem o zi care se anunță cel puțin ușor mai frumoasă decât cea de ieri, o zi cu vreo 4 grade în plus. Ceea ce ne mulțumește, nu? Pentru că avem nevoie acum de puțină căldurică să terminăm ce mai avem de făcut. Pregătirile pentru iarnă, pentru că vine unul dintre cele mai frumoase anotimpuri, și anume iarna, cu o sumedenie de sărbători. Ne simtem bine, cum se zice, ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă sărbătorile de iarnă. Avem în această dimineață informații din mass media județeană, toate cotidienele locale, avem informații din meteo, informații despre radare, informații despre trafic, avem și informații despre ceea ce ne preconizează astrele pentru astăzi, așa că vă doresc să rămâneți alături de noi, cel puțin până la ora 9, cât vom fi în direct, iar mai apoi vă voi lăsa în compania colegilor mei de la Tele9 pentru știri și așa mai departe. Vom trece pe cadrul general, camera asta tot fuge, nu știu ce se întâmplă, că eu trebuie să vin tot mai încoace după ea. Probabil că ceva e în neregulă, că dacă ar fi acum să dăm cadru, vom vedea decorul. Și atât, ea se tot deplasează ușor, ușor și eu mă tot deplasam după ea, dar nu știu până unde pot să merg după camera respectivă. Bun, nu e absolut nicio problemă, trepiedul n-a fost suficient de bine blocat, însă acum probabil că va fi, pentru că Vasile este în studio și reglează camerele, se vede și microfonul nostru în cadrul general, ceea ce e nemaipomenit de bine. Bun, vă spun încă o dată bună dimineața și mărturisesc bucuria de a fi alături de voi în această minunată zi, 8 octombrie, o lună de toamnă, o lună în care vor fi foarte multe evenimente frumoase pentru balanțe, inclusiv pentru moa. Bun, ieri a fost o zi destul de agitată la nivelul județului Suceava și când zic agitată nu mă refer neapărat la agitată din punct de vedere al traficului, pentru că nu ar fi fost nimic special, este agitată din punct de vedere al traficului în fiecare zi. Nu mă refer la agitată din punct de vedere administrativ, pentru că nu ar fi nimic special, este agitată din nou în fiecare zi, cu toate că au fost comandamente și cu toate că, din nefericire, începând de ieri, sucevenii au rămas fără apă caldă și căldură, pentru că cea mai performantă centrală din România, care este la Suceava, a pus la cata. Adică ieri și-a oprit activitatea Bioenergy, sucevenii au rămas fără apă și căldură. Din ce motiv? Neplată, evident. Este vorba de o datorie de 1 milion de euro din partea sucevenilor către Termica, care la rândul ei trebuie să plătească vreo 4 milioane de euro către Bioenergy. Însă dacă nu se strâng cei 1 milion de euro de la cetățeni la facturile restante, nu se mai poate face absolut nimic. Aseară, Suceava Live, singura televiziune online din județul Suceava, l-a avut invitat pe primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și s-a discutat despre tot ceea ce înseamnă problemele administrative ale Sucevei. Primarul Ion Lungu ne-a anunțat că cel mult o săptămână va dura această problemă fără apă caldă și căldură în municipiul Suceava. Trebuie să ne gândim foarte serios la faptul că suntem totuși o țară europeană, suntem la început de iarnă și acum este o nevoie absolut stringentă de apă caldă și căldură, iar noi ca și locuitori nu putem trăi în felul ăsta. În egală măsură trebuie să fim conștienți că plățile către compania de utilități trebuie făcute, motiv pentru care îi îndemn încă o dată pe toți cei care au restanțe, inclusiv din Rădăuți, să-și plătească facturica. Gândiți-vă că de la o lună la alta se adună tot mai multe datorii,
și sunt tot mai greu de stins, de stins, astfel că ar fi bine ca ușor să depunem câțiva bănuți pentru a nu bloca aceste activități. Practic, administrația locală de la municipiul reședință de județ are în acest moment o problemă reală cu furnizarea de agent termic. Sperăm ca aceasta să fie rezolvată pentru a nu ne face de râs la nivel național și, de ce nu, chiar european. Însă vă spuneam că a fost o zi puțin mai agitată din alte puncte de vedere. După cum bine știți și după cum am anunțat și noi de mai multe ori, avem aproape, iată, o săptămână de când am intrat în campania electorală pentru prezidențiale. Iar odată cu intrarea, cu startul campaniei electorale, era de așteptat, cred că toată lumea aștepta, ca declarațiile politice făcute de reprezentanții partidelor să fie tot mai acide. Și ieri a început deja această chestiune, după cum vă spuneam, practic ieri președintele organizației municipale a Partidului Democrat Liberal, președintele organizației municipale Suceava, deputatul Ioan Bălan, cunoscut la nivel județean de altfel din mai multe puncte de vedere, a avut o conferință de presă. O conferință de presă în care a discutat despre mai multe lucruri, însă s-a bazat exclusiv pe ceea ce înseamnă partea politică de dreapta, o parte politică pe care el o reprezintă alături de colegii din Alianța Creștin-Liberală. A vorbit despre candidatul Klaus Iohannis, dar nu a ezitat în a vorbi despre declarația primarului Ion Lungu, cum că acesta a devenit independent de săptămâna trecută. Eu am spus-o odată, o să o spun de fiecare dată când va fi necesar acest comentariu, Ion Lungu și-a declarat independența politică în 2012, când a câștigat pentru a treia oară fotoliul de primar al municipiului reședință de județ, și a spus, începând de acum, nu voi mai face politică, mă voi axa pe administrație. Deci nu a fost o surpriză faptul că Ion Lungu a spus, sunt independent. Ion Lungu este independent din 2012, din punctul meu de vedere, și asta se vede. Însă nu a scăpat de taxele politicii și a fost acuzat în forță, să spun așa, de deputatul Ioan Bălan, care a declarat într-o conferință de presă că Ion Lungu și-a declarat independența pentru că trecerea de la portocaliu la roșu ar fi fost de o izbitoare neconcordanță de culori și că nu a putut să facă acest lucru, dar de fapt este un primar roșu și așa mai departe. Mai mult a spus că acesta și-ar fi făcut majoritate în Consiliul Local prin amenințări și șantaj. Acum, eu n-aș vrea să discut de ce a făcut Ioan Bălan aceste declarații, însă aș vrea să spun care a fost răspunsul lui Ion Lungu în emisiunea pe care am avut-o cu domnia sa aseară la Suceava Live. Și a fost unul extrem de subliminal, așa. Domnul Lungu a spus că Ioan Bălan, bineînțeles, n-a dat nume, însă s-a înțeles, a spus că unii vorbesc de funie în casa spânzuratului. Și de aici trageți dumneavoastră concluziile pe care le vreți, pentru că cu siguranță veți înțelege foarte multe chestii. Emisiunea se găsește în integralitate pe www.suceavalive.ro, acolo unde avem toată activitatea de fiecare zi a redacției televiziunii online. Bun, mai mult, Ioan Bălan, pentru că suntem în acest capitol, a vorbit despre această luptă în alegerile prezidențiale și a spus el că lupta în aceste alegeri se dă între bine și rău, iar Klaus Iohannis va fi binele. Este cel puțin interesantă această declarație în condițiile în care Ioan Bălan, alături de ceilalți lideri ai PDL-ului, până mai ieri, când era Uniunea Social-Liberală în picioare, vorbea despre cei de la PNL
Vă aduceți dumneavoastră aminte cum nu aș vrea să încep eu să recapitulez. Liderul PDL Suceava, deputatul Ioan Bălan, consideră că alegătorii suceveni trebuie să știe și să înțeleagă faptul că lupta în campania electorală pentru alegerile prezidențiale nu se mai duce între partide de stânga și de dreapta, între PSD și ACL, ci între minciună și adevăr, între bine și rău. Și așa cum am fost învățați încă de mici la școală, binele învinge întotdeauna. Și bineînțeles că și de data aceasta, după o lună și jumătate, când Klaus Iohannis va fi președinte, lucrurile vor fi tranșate, a spus Bălan. El a adăugat că în lupta dintre bine și rău și din această campanie, Klaus Iohannis va fi binele. Președintele PDL Suceava a mai precizat că funcția de președinte al României merită să fie câștigată de Klaus Iohannis pentru a avea garanția lucrului bine făcut. Ion Bălan a arătat că proba de lucru dată de Klaus Iohannis se vede prin ceea ce a făcut în Sibiu, iar acest lucru se poate observa în comparație cu ceea ce a făcut ca premier candidatul PSD pentru funcția de președinte al României, Victor Ponta. Avem un material extrem de amplu făcut de la o conferință de presă pe care Ioan Bălan a anunțat-o ieri cu 20 de minute înainte de ora la care trebuiau jurnaliștii să fie prezenți la sediul Partidului Democrat Liberal. Cer scuze pentru că încă de ieri Ioan Bălan a spus că nu va mai purta însemnele PDL-ului la sediul Alianței Creștin-Liberale din Suceava. Deodată nu mai există culoarea portocalie, nu mai există culoarea galbenă, există o culoare albastră care unește dreapta. Și nu pot să uit că în noiembrie, dacă nu mă înșel, anul trecut am scris un editorial pe suceavalive.ro în care am explicat de ce cred că marea dreaptă se îndreaptă și de ce cred că aceste partide vor fi reunite. Nu sunt eu Mafalda, nu prezic eu ce se va întâmpla, nu sunt nici măcar părintele vrăjitorul de la Liteni care lovește cu crucea în cap cameramani, dar nici nu citesc în cărți. Însă era o chestiune normală să se întâmple în felul ăsta, motiv pentru care cred cu tărie că voi mai da unele pronosticuri în viitor. Și nu o să dau un pronostic în această dimineață la cine va ieși președintele României, cu toate că îl am deja în cap, dar o să mai aștept, mai aștept puțin. Pentru că în ciuda faptului că această campanie de prezidențiale a început deja de aproape o săptămână, eu nu am văzut încă nimic concret din partea candidaților. Nu am văzut mesaje care să mă atingă în vreun fel pe mine sau pe alți prieteni de-ai mei care urmăresc. Însă mai așteptăm puțin. Singura chestie extrem de interesantă pe care am văzut-o până în acest moment vine din partea lui Victor Ponta, care își invită contracandidații la funcția de președinte al României la dezbateri electorale, ne informează colegii de la Monitorul. Candidatul Alianței PSD-UNPR-PC la funcția de președinte al României, Victor Ponta, le-a transmis contracandidaților săi invitația organizării unor dezbateri publice în care să fie discutate principalele programe și proiecte legate de atribuțiile prezidențiale. Potrivit unui comunicat de presă al PSD Suceava, Victor Ponta propune ca în primul tur să fie organizată o dezbatere la care să participe în mod egal toți candidații înscriși în cursa prezidențială, într-un format în care fiecare să își poată prezenta în mod corect oferta electorală. Doar în acest fel se elimină criteriile arbitrare și se dă șansa opiniei publice de a-și forma o imagine cât mai fidelă cu privire la toți candidații, consideră socialdemocrații. Eu nu voi citi materialul în continuare, dar vă mărturisesc faptul că sunt întru totul de acord cu o astfel de dezbatere publică. Iar la nivelul județului Suceava îmi arăt deschiderea, fără niciun fel de problemă, de a modera o astfel de dezbatere publică a reprezentanților candidaților la prezidențiale, fiecare în parte. Ușile televiziunii suceavalive.ro stau deschise, la fel cum și ușile televiziunii nouă de la Rădăuți sunt deschise, studiourile sunt pregătite, așteptând doar reprezentanții candidaților să vină în studioul televiziunii pentru o dezbatere publică, o dezbatere în care aceștia să-și prezinte programul de lucru al candidaților pe care îi reprezintă, iar întrebările, practic, să curgă între ei, pentru că aceasta, din punctul meu de vedere, este o chestiune de normalitate. În felul ăsta, oamenii vor putea observa dacă au
pe cine să pună ștampila și dacă au fost convinși de vreunii dintre ei. Și pentru că vă spuneam că Bălan s-a luat foarte tare de Lungu, Bălan îi cere lui Lungu să explice sucevenilor ce va face cu proiectele asumate în 2012 împreună cu echipa PDL. Păi eu sunt absolut convins că aceste proiecte vor continua și în condițiile în care nu facem atât de multă politică și facem mai multă administrație, sunt absolut convins că printre picături se va și spune că sunt proiecte asumate alături de cei de la PDL, cer scuze, că sunt proiecte care pot continua fără niciun fel de problemă în administrația locală, în toate administrațiile locale de altfel. Titlurile de deschidere ale tuturor ziarelor din această zi, miercuri 8 octombrie, sunt legate de un caz mai vechi, un caz pe care toți sucevenii îl cunoaștem fără niciun fel de problemă și cu atât mai mult rădăuțenii, pentru că dacă până mai ieri se discuta doar de Dâmbu, Bărbuță, Babiuc, astăzi deja se vorbește și de Olărean. Se adaugă la cei trei arestați. Olărean, primarul municipiului Rădăuți, alături de procurorul șef, alături de un mare afacerist din Rădăuți și de un judecător din Rădăuți. Iar toate titlurile sunt, toate ziarele sunt deschise cu titluri precum următorul. Lotul Dâmbu, Babiuc, Bărbuță, Olărean trimis în judecată de procurorii DNA pentru un snop de infracțiuni. Și avem un material extrem de amplu în monitorul de Suceava, care ocupă două pagini și e foarte, foarte mare, astfel că nu ezitați să treceți pe la Tarabe, să luați ziarele, să îl puteți citi în tihnă. Alături de cei patru, în instanță vor mai ajunge și alte 8 persoane fizice și persoana juridică Nicodemos Babiuc. Printre inculpați se mai numără judecătoarea Daniela Prandea, avocata Izabela Zorica Vega, fostul șef al punctului Poliției de Frontieră Siret Mihai Prelipcean, dar și primarul din Marginea Ioan Onufrei. După aproape 4 luni, procurorii structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție au finalizat ancheta în cazul lotului în care principalii acuzați sunt procurorul Dumitru Dâmbu, judecătorul Bogdan Bărbuță, primarul din Rădăuți Aurel Olărean și omul de afaceri Constantin Babiuc. Cei patru au fost trimiși ieri în judecată, privați de libertate pentru un snop de infracțiuni, iar zilele următoare, Curtea de Apel Cluj se va pronunța asupra legalității menținerii stării de arest preventiv. În afara actorilor principali, în acest dosar au mai fost trimise în judecată alte 8 persoane fizice și o persoană juridică. Printre cele 8 persoane care vor fi judecate alături de Dâmbu, Babiuc, Bărbuță, Olărean, se regăsesc persoane cunoscute, dar și oameni fără ocupație sau pensionari. Lista este deschisă de judecătoarea Daniela Mariana Prandea, continuată cu avocata Izabela Zorica Vega, fostul șef al punctului Poliției de Frontieră Siret Mihai Prelipceanu, dar și primarul din Marginea Ioan Onufrei. Celelalte 4 persoane fac obiectul rechizitoriului, care fac obiectul rechizitoriului sunt 2 pensionare, Silvia Panțăru și Maria Cociorvan, dar și 2 persoane fără nicio ocupație, Viorica Țâșcă și Alina Ancuța Solovăstru. Procurorul Dâmbu, cele mai multe acuzații, pentru ce va fi judecat magistratul Bărbuță, primarul Aurel Olărean are pe cap 5 infracțiuni, Constantin Babiuc, omul cu conexiuni și priză la magistrați, Babiuc, protejatul lui Dâmbu și Bărbuță, relația dintre Bărbuță și Babiuc, hotărârea prin care Bărbuță i-a făcut cadoul lui Babiuc un imobil din Rădăuți, intră în scenă primarul Aurel Olărean, șantajul lui Aurel Olărean și contractul de 65.000 de euro, ce a câștigat Babiuc din aceste afaceri, găinăriile judecătorului Bărbuță și ce îi se impută procurorului Dâmbu. Toate aceste informații le găsiți în monitorul de Suceava, pagina 10-11, monitorul de Suceava de astăzi, pe care îl puteți găsi la Tarabe și cred că merită citit acest material, pentru că este plin de informații pentru dumneavoastră. Ovidiu Doroftei a anunțat că asupra sa au fost exercitate presiuni pentru a părăsi PNL. Ovidiu Doroftei, membru marcant în PNL Suceava, fost prefect, fost subprefect, actual viceprimar al municipiului Suceava, rămâne în PNL, însă ieri în conferință de presă spune că au fost presiuni asupra lui pentru a părăsi Partidul Național Liberal, practic Alianța Creștin-Liberal. Și atunci
este o întrebare normală din punctul meu de vedere, pe care, cu siguranță, pe lângă faptul că mi-o adresez eu, să nu folosesc cuvinte care pot fi interpretate, vă adresați și dumneavoastră. Oare Ovidiu Doroftei este singurul asupra căruia s-au exercitat presiuni de a părăsi partidul din care face parte? Eu mă îndoiesc. Acum, Ovidiu Doroftei este propus pentru a fi schimbat din funcția de viceprimar de vreo lună încoa. Și se pare că, creându-se un partid al independenților în Consiliul Local Suceava, această funcție va fi preluată de un independent. Tătăranu este cel vehiculat că va ocupa funcția de viceprimar, în egală măsură cu faptul că acesta și-a exprimat independența tocmai pentru a câștiga fotoliul și biroul viceprimarului municipiului Suceava. Acestea sunt jocuri politice, iar jocurile politice nu pot ajuta administrația. Jocurile politice nu pot aduce nimic bun în ceea ce înseamnă furnizarea agentului termic. Administrația se face dincolo de politică, iar în momentul în care cei care fac parte din administrațiile locale vor înțelege că nu prin politică poți să aduci un beneficiu locuitorilor pe care îi reprezinți la nivelul deliberativului, atunci cu siguranță că vom avea o administrație corectă în fiecare unitate administrativ-teritorială. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat cu mai multe informații din presa județeană. Rămâneți alături de noi! Am revenit, dragi prieteni, în direct după pauza de publicitate. Am intrat puțin mai târziu pentru că pregătesc un moment special pentru dumneavoastră imediat după această parte a emisiunii și eram încă în discuții. Să ne tragem aerul în piept, respirăm ușurați și ne bucurăm în continuare de informațiile pe care ne le aduc ziarele din această zi. Eu încă sunt cu gândul, vă mărturisesc, la ce se va întâmpla după pauza de publicitate din nou în studioul televiziunii nouă. Unele momente pe care vi le-am promis încă de când am dat drumul la această televiziune. Vă prezentăm copii extraordinari din municipiul Rădăuți, copii care au niște activități extrem de frumoase și care trebuie să vă încânte și în această dimineață la început de toamnă, un frumos început de toamnă. Avem și jupânul pentru această dimineață, jupânul care ne-a obișnuit deja cu foarte multe pamflete, ne bucurăm de ele, ne simtem bine împreună, cum se zice. Avem trădezi și câștigi cu fotografia trucată a inspectorului școlar adjunct Cristina Teodorovici. Avem discuții și despre Stelica Vasiliana Miron, de senator PNL, Viorel Cucu, Gheorghe Lazăr, Teodor Sârghi, consilierul președintelui Consiliului Județean. Dat în tradiții și obiceiuri proaste este materialul, o fotografie cu Teodor Sârghi și cu doamna primar de la Voitinel. Teodor Sârghi, consilier la cabinetul președintelui Consiliului Județean, alături de Maria Pleșca, primărița comunei Voitinel. Bineînțeles, două puncte, ghilimele, replica doamnei primar față de Teodor Sârghi, însă este un pamflet, să-l înțelegem ca atare. Măi băiete, ia mâna de pe mine, că-ți femeie serioasă. Adică toată viața am păstrat datinile, tradițiile și obiceiurile și vii tu acum să mă strici cu muzica și mișcările tale de cocalar de oraș. Cam asta au gândit colegii noștri de la Jupânu. Avem
de altfel foarte multe fotografii extrem de bine realizate de echipa de la Jupânu cu texte pe măsură la fiecare fotografie în parte. Nu ezitați să cumpărați și Jupânul, pentru că își merită toți banii și în plus nici nu e atât de scump. Așa că luați de pe tarabe și săptămânalul Jupânul, pentru că sunt absolut convins că aveți ce informații să vă luați și de acolo. Și acolo ne mai descrețim puțin frunțile, despre asta e vorba în definitiv. O chestie extrem de interesantă s-a întâmplat zilele trecute la izvoarele Sucevei. Mașina primarului a fost furată efectiv din garaj. Bineînțeles, era o mașină cu volan pe dreapta. Era un Mitsubishi L200. La fel cum putea fi și un Mercedes sau un Volkswagen sau un Audi sau mai zic niște mărci de mașini. Volvo sau Dacia sau... Da, i-am inclus pe toți ca să nu avem bilele, cum se zice. A fost furată din garaj într-o noapte, însă primarul nu vrea să spune nimic. Trotuare, era o vorbă, dacă știți a cui este, Vasile, vă dă un premiu. Trotuare, a făcut trotuare la noi în oraș. Bun. Primarul de la izvoarele Sucevei, domnul Mecno, nu vrea să facă public nimic și nici nu știe sigur dacă va depune plângere. Ca și cum mi-ai furat tu telefonul și eu aș spune, bă, nu, las. E decât un telefon. L-am protejat. E decât un telefon. Nu știm exact ce s-a întâmplat acolo, cu siguranță că se pun niște semne de întrebare, cu siguranță că polițiștii sunt un pic curioși de ce așa, însă vom vedea cum se va finaliza acest caz, pentru că eu cel puțin sunt extrem de curios. Sorin Roșca Stănescu îl cunoașteți pentru că este un jurnalist vechi, actual senator PNL, a fost condamnat la 2 ani și 4 luni cu executare, iar Pantiș la 2 ani și 8 luni de detenție. Dosarul Rompetrol ce a mai consumat o etapă, senatorul PNL Sorin Roșca Stănescu și fostul ministru al comunicațiilor Sorin Pantiș au fost trimiși la închisoare. Sorin Roșca Stănescu a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare de către Curtea de Apel București, iar fostul ministru al comunicațiilor Sorin Pantiș la 2 ani și 8 luni cu executare. Sentința este definitivă. Să știți că tot mai multe încăperi sunt ocupate în închisorile din România și se pare că tot mai multe încăperi sunt ocupate de oameni cunoscuți. Nu mai avem doar acei infractori care fură câte o găină sau câte un ou. Avem, iată, și senatori, primari, procurori, judecători, afaceriști. Practic, justiția nu mai doarme în România. Și lucrurile se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple. Cine a greșit să plătească. Asta este starea de normalitate în România. Asta trebuie să se întâmple. Bineînțeles că nu ne pare bine de niciunul dintre aceste cazuri, pentru că ferească Dumnezeu de cine pățește ceea ce pățește. Însă, dacă s-au comis greșeli, sau nu numai, ar fi bine să se găsească și vinovați. Iată că se întâmplă și tot mai mulți, după cum spuneam, tot mai mulți oameni cunoscuți la nivel național sunt trimiși la închisoare. Bun, probabil că vor mai fi și suceveni de acum încolo, pentru că nu văd altfel cum, pentru că și la Suceava nicio diferență de ceea ce se întâmplă la nivel național, sunt astfel de cazuri. Controle la sânge în peste 50 de școli sucevene, ne anunță colegii noștri de la Monitorul. În acest an școlar, 59 de școli din Suceava sunt sub lupa Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.
În urma vizitelor, comisia de evaluare va acorda calificative de la nesatisfăcător la excelent. 59 de unități școlare din județ vor primi în acest an școlar vizita inspectorilor Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul preuniversitar, grădinițe, școli gimnaziale și licee din mediul urban și rural vor fi inspectate în ceea ce privește standardul și performanța educațională. În urma vizitelor, comisia trebuie să acorde calificative care să evidențieze calitatea actului educațional în respectivele școli. Nesatisfăcător, satisfăcător, bine, foarte bine și excelent. Potrivit inspectorului Mariana Drumea, responsabil de relația cu presa din partea Inspectoratului Școlar Județean Suceava, odată la 5 ani, fiecare unitate de învățământ primește vizita unei comisii ARACIP, care verifică dacă acesta are toate datele necesare funcționării. Avem materialul amplu în monitorul de Suceava, unde mai găsim și titluri precum sindicaliștii din învățământul sucevean vor să negocieze un nou contract colectiv de muncă cu Ministerul Educației. Eu am fost întotdeauna pro sindicaliștilor din învățământ, consider cu tărie că profesorii, dascălii noștri au nevoie de un respect mai mare atât din punct de vedere al remunerației, cât și din punct de vedere al tratamentului în școli. Până la urmă ei ne formează, ei ne creează, iar noi suntem datori să îi respectăm. 300 de militari americani și români fac exerciții de luptă în baza de pregătire de la Rotunda. Militarii se află pe raza județului nostru în perioada 6-10 octombrie și exersează instrucție alpină, tehnici și procedee de cățărare, precum și exerciții tactice de tragere de luptă. 100 de militari americani și 200 de omologi români de la unitățile militare de vânători de munte se pregătesc în intervalul 6-10 octombrie la baza de pregătire Rotunda de pe raza comunei Cârlibaba în Munții Rodnei, în cadrul unui exercițiu comun de antrenament cu muniție reală. Poligonul de la Rotunda, a cărui zonă de antrenament se află la peste 1500 de metri altitudine, este considerat cel mai propice din țară pentru antrenamentele vânătorilor de munte. Este un poligon cu caracteristici tehnico-militare deosebite, unde se pot executa trageri pe o arie întinsă. Exercițiul este planificat de un an de zile, explică reprezentantul vânătorilor de munte, după cum a precizat locotenentul colonel Laurențiu Andriesei, ofițer de informații publice al brigăzii 61 vânătorii de munte Miercurea Ciuc. Militarii fac instrucție alpină, exerciții de alpinism specifice formării și dezvoltării deprinderilor armei vânătorilor de munte, exersează tehnici și procedee de cățărare, de acordare a primului ajutor, orientare topografică, precum și exerciții tactice cu tragere de luptă. Avem întreg materialul în monitorul de Suceava, așa că nu ezitați, după cum o spun de fiecare dată, să vă lipiți cumva de ziarele de astăzi și să le lecturați pe tihnă acasă. Îmi cer scuze, dar să știți că se simte vremea rece și în pieptul meu, cum ți-ar zâși. Se resimte și din ușoara tuse pe care o am. Același material de care vă pomeneam în prima parte a matinalului, lotul Dâmbu Bărbuță Olărean Babiuc trimis ieri în judecată la Cluj, îl avem extrem de amplu realizat și de colegii noștri de la Obiectiv de Suceava. Neculai Roșca a avut grijă să ne informeze despre fiecare amănunt în partea acestui dosar, astfel că Obiectiv de Suceava nu este cu nimic mai prejos, ci ne aduce informațiile cele mai punctuale, la fel ca și colegii din cealaltă presă, despre fiecare material în parte pe care ei ne-l prezintă. 308 hectare de iazuri de la Pescoliv, Fălticeni, scoase la mezat de lichidator cu aproape 15 milioane de lei. Un potențial investitor ar putea intra imediat în proprietatea scoasă la vânzare de firma lichidatoare, iazuri, terenuri și clădiri aferente. Problema este că terenurile, dar și iazurile, fac obiectul unor litigii în instanță. Și avem tot materialul, însă credeți-mă că odată rezolvată problema cu iazurile de la Fălticeni, lucrurile se vor regla puțin și vis-a-vis de toate litigiile care există, iar un potențial investitor ar putea să aducă în județul nostru o chestiune pe care o întâlnim în alte locuri din România,
Și am putea să luăm un excelent din punctul ăsta de vedere, că tot vorbeam de calificative, pentru că avem potențial, avem foarte mult potențial în județul Suceava, trebuie doar să găsim, să-i găsim pe oamenii care să-l valorifice, de asta cred eu cu tărie că avem nevoie. Tată și două fiice, dacă vă aduceți aminte, acum vreo 2-3 săptămâni am prezentat materialul de la Liteni în care un tată și două fiice s-au luat de un nenea milițian. Se pare că aceștia au fost trimiși în judecată după ce au agresat polițistul respectiv pentru ultraj. Un bărbat de 63 de ani din Liteni și două dintre fiicele sale au fost trimiși în judecată pentru ultraj după ce au bruscat un polițist care încerca să aplaneze un conflict cu familia vecină. Trebuie să vă mărturisesc faptul că, citind presa în această dimineață, am văzut că polițistul a rămas fără pantaloni. Adică, tu ca polițist să rămâi fără pantaloni într-un scandal cam destul de nașpa, din punctul meu de vedere. Aș înțelege să rămână fără cămașă, l-a prins de aici, l-a tras, s-a rupt nasturii, i-a dat-o jos de pe el, numai să-l bată. Dar fără pantaloni, frate. Cu siguranță că instanța va decide ce este normal să se întâmple în aceste cazuri, iar tot instanța își va face datoria și va acuza pe cine și când trebuie și de ce trebuie. Cel mai important. Și Craiova pornește cotidianul de astăzi cu titlul de deschidere referitor la Dâmbu, Bărbuță, Babiuc și Olerean, care au fost trimiși în judecată de DNA. Dosarul se judecă la Curtea de Apel Cluj-Napoca. Știm bine că ne-au informat ziarele de săptămânile trecute că acesta a fost strămutat la Cluj de la București. Eu am o încredere deosebită în instanță și am o afinitate specială pentru Cluj după 8 ani de trăit acolo, iar nu pot să nu spun că sunt absolut încrezător că instanța de la Cluj își va face treaba fără dar sau poate. Fostul șef al Inspecției de Stat în Construcții Suceava, Adrian Sabin Drăgan, găsit de ani în incompatibilitate. Agenția Națională de Integritate a depistat că fostul șef al ISC Suceava, Adrian Sabin Drăgan, fost consilier județean PDL, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților. Potrivit ANI, în perioada executării mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Suceava, Spitalul Județean de Urgență Suceava, instituție subordonată Consiliului Județean Suceava, a achiziționat bioxid de carbon lichefiat de la societatea comercială în cadrul căreia, la momentul achiziționării, Drăgan deținea funcția de administrator și membru în Consiliul de Administrație al societății. Potrivit unei surse citate, Adrian Drăgan a deținut funcția de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Suceava în perioada 21 iunie 2008-22 iunie 2012, iar funcția de administrator și membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale în perioada 27 aprilie 2010-29 ianuarie 2013. Din 29 aprilie 2011, Drăgan a fost director al Inspectoratului Județean în Construcții Suceava. ANI mai arată că Drăgan a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și bunurile precum și drepturile de care beneficiază, de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, dar că nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare. Domnul Drăgan, pe care mărturisesc că nu îl cunosc personal, nu este singurul care ar trebui declarat incompatibil de ANI. Sunt foarte multe cazuri care probabil vor ieși la iveală în condițiile în care în ultimii ani am văzut că Agenția Națională de Integritate arată tot mai mult partea nelegală a reprezentanților administrațiilor locale sau partidelor politice în diverse instituții și sunt absolut convins că toate vor ieși la iveală mai devreme sau mai târziu, ceea ce este mai mult decât necesar. Pentru că noi în Românica noastră frumoasă și dulce ne-am obișnuit ca lucrurile să se întâmple în felul ăsta și cred cu tărie că trebuie să stopăm astfel de practici. Este nevoie de stoparea acestor practici tocmai pentru a deveni, așa cum ne dorim cu toții, un
stat european. Un stat democratic european, nu fiecare face cam ce-l taie capul, doar pentru că are un spate. Știți că e o vorbă care se practică foarte des la noi. Frate, am spate. Toată lumea are spate. Toată lumea are coloană vertebrală, toată lumea are spate, însă spatele de care vorbesc unii se referă la cu totul și cu totul altceva. Cred că ar trebui anihilat acest procedeu de a te apăra și lucrurile să fie făcute pe drept. Trebuie să vă dau informațiile din trafic, așa cum v-am promis, informațiile despre radare, unde vor fi acestea amplasate, dar bineînțeles că, în funcție de situația operativă și condițiile meteo, echipajele pot fi mutate unde vor ei. Cu toate acestea, avem unele locații, unele ponturi, cum se zice, unde am putea întâlni aparate radar. Mare grijă și vă reamintesc că radarul pistol încă nu poate fi folosit. Așa că țineți în brichetă, în alimentarea de la brichetă, detectoarele radar. Că mai aveți un pic de timp până să îi prindeți. Amplasarea aparatelor radar pe șoselele din județul Suceava vor fi astăzi de găsit undeva în zona Câmpul Lung Moldovenesc, pe DN17 în zona municipiului și pe DN17 în Pojorâta și la Vatra Dornei, pe DN17 în zona municipiului și pe DN17 Poiana Stampei s-ar putea să întâlnim aparate radar, așa că atenție la cât de mult călcăm pedala de accelerație. Nici în Suceava nu vom fi privați de prezența aparatelor radar, așa că pe strada Ion Irimescu, pe DJ209C Moara, Vornicenii Mici, pe strada Parcului și pe DJ208A relația Ipotești-Bosanci-Udești vom avea aparate radar, așa că aveți grijă la viteza cu care vă deplasați. La Fălticeni, pe DN2 Drăgușeni-Fântâna Mare, pe DN2 Rădășeni-Bunești și pe DN2E între Rădășeni și Cornul Lungii vom avea aparate radar, dar la fel și în municipiul Fălticeni, am mai spus-o și o repet, în municipiul Fălticeni ar trebui să nu mai puneți radar, că oricum nu se poate circula cu viteză. Și la Gura Humorului, pe DN17 Păltinoasa, Vârful Dealului, pe DN2E Capul Codrului Păltinoasa, pe DN2E Pârtești de Sus Cacica și pe strada Ștefan cel Mare vom avea aparate radar, așa că trebuie să fim atenți și acolo. Și la Rădăuți, pe DN2E relația Solca Vicovul de Sus, s-ar putea să ne întâlnim cu vreun MCV care are radar sau de ce nu cu un Logan de la simplu care are încă borcanul pe bord, așa că mare, mare grijă și în Siret, în zona orașului, dar și spre Calafindești și Șerbăuți, dar și în Vicovul de Sus, pe DN2E, DN2H și DJ209G, există riscul să ne întâlnim în trafic cu aparatele radar, așa că trebuie să aveți grijă cât și cum călcați pedala de accelerație, pentru că s-ar putea să venim acasă cu un proces verbal în plus și nu cred că își dorește nimeni acest lucru. Fiecare cotidian de astăzi are și câte un editorial, așa cum v-a obișnuit, și nu ezitați să citiți aceste opinii ale jurnaliștilor, jurnaliști cu experiență, pentru că sunt absolut convins că vor fi într-un ajutorul dumneavoastră, iar până la urmă despre asta e vorba, a patra putere în stat, adică mass media, asta trebuie să facă, să vegheze la buna desfășurare și legala desfășurare a lucrurilor din fiecare unitate administrativ-teritorială și nu numai, de ce nu. Iar noi, echipa de la Tele9, suntem întotdeauna în mijlocul evenimentelor pentru a vă prezenta cât mai punctual și obiectiv tot ceea ce se întâmplă în municipiul Rădăuți. Se apropie ușor-ușor pauza de publicitate și trebuie să vă anunț că imediat după cele maxim 5 minute de publicitate avem o surpriză pentru dumneavoastră. Veți vedea niște suflete extrem de dulci și de curate care vin în fața noastră pentru a vă prezenta unele activități pe care ei le fac în afara orelor de curs. Vom urmări ce înseamnă o bună și corectă educație, vom vedea că dincolo de lucrurile tentante care există la un început de adolescență sau chiar la adolescență, sunt copii care își ocupă timpul liber cu activități extrem de frumoase. Eu, un mare iubitor al dansului, după cum bine știți,
Mă bucur să vă pot prezenta de fiecare dată când am ocazia câte o astfel de surpriză. Și vădit de emoție, vă las în pauza de publicitate și ne revedem imediat după pentru a vă aduce surpriza din această dimineață la început de toamnă. Niște copii extraordinari care își vor prezenta un număr extrem de frumos pregătit în această dimineață pentru telespectatorii televiziunii nouă. Așadar, o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat după cu surpriza pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră în această dimineață. Rămâneți alături de noi pentru că merită.
Zâmbim cu toți în dimineața asta pentru că am avut o dimineață puțin altfel față de cele care am avut până acum. Haideți lângă mine, acum facem așa. Relaxați-vă puțin. Încerc. Ne relaxăm cu toți, eu trebuie să mă relaxez organizat. Cel mai mult dintre copiii ăștia, că sunt extraordinari. Și doamna profesoară care ne bucură aproape în fiecare dimineață. Aproape de fiecare dată când de fiecare dată când avem ocazia, ne bucurăm de prezența dumneavoastră alături de copii. Vreau să-mi spuneți câte ceva despre această dimineață, despre acești copii, despre această activitate. L-am auzit pe Michael Jackson. Eram tentat să fac și eu doi pași, dar mi-am revenit, da? Așa că o să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți puțin de copii, eventual să-i prezentați pe fiecare dintre ei. Când, cum fac, de unde sunt? Păi ce aș vrea să spun întâi și întâi, sunt o grupă foarte frumoasă, foarte cuminți în dimineața asta, ar trebui să venim mai des aici. Zâmbiți mai mult, vă rog, sunt copii de la așezământul Sfântului Ierarh Leontie, aflat sub patronajul Mănăstirii Bogdana, o echipă de oameni foarte inimoși. Sper să avem ocazia să ne întâlnim cu reprezentanța celor care se ocupă de ei și să ne spună mai multe despre acești copii care au parte de... Uite, de exemplu, ei care au înclinații artistice au ocazia să vină să-și dezvolte aceste aptitudini. Și noi, anul trecut, am fost așa la nivel de începători, anul ăsta avem speranțe să mergem un pic spre avansat, să ieșim și la un concurs, două măcar, dar pentru asta trebuie să muncim mult. Mai avem mici scăpări, mai avem de lucrat la amănunte, dar sunt inimoși și eu zic să-i prezentăm, să spună fiecare cum îl cheamă, așa începem din dreapta. Eu mă numesc Crisu Denis. Și mai tare... Și mai zâmbitor. Eu mă numesc Crisu Denis și am 13 ani. Să fii sănătos. Păi de partea Alexandra. Alexandra și am 14 ani. Așa. Mulți înainte. Mă numesc Pintele Ilean și am 12 ani. Mă numesc Nergheș Mariana Camelia și am 14 ani. Mă numesc Alexandru. Nu mai contează câți ani am. Georgiana. Mă numesc Mutaru Georgiana și am 14 ani. Mă numesc Ciutan Carina Catalina și am 13 ani. Mă numesc Ursulean Paul și am 12 ani. Și foarte mari emoții, nu? Da, au foarte mari emoții. Asta să știți că e până la urmă o stare de bine. Emoțiile sunt o stare de bine din punctul meu de vedere. Ceea ce am remarcat, profesor, la fiecare apariție a dumneavoastră alături de copii în platoul televiziunii nouă este că aveți foarte mare grijă de ținută. Adică toți, de fiecare dată copiii sunt extraordinar de bine puși la punct, cu aceeași ținută. Trebuie să arătăm cumva, da? Trebuie să arătăm cumva. Și aș vrea să nu ieșim din emisiune până nu o rugăm pe domnișoara Ramona să vină un pic alături de noi. Este un pic mai mult alături mamica, dar aș putea spune surioara, care îi aduce, Haideți aici, în locul meu, trebuie neapărat. Așa. Și eu îi mulțumesc că mă ajută foarte mult. E un fel de mâna mea dreaptă. Îi duce, repetă cu ei în plus la așezământ, nu? Din câte știu eu, se ocupă de pregătirea lor psihică foarte mult. Ca să fie copii încordați ca niște arcușoare și gata de lucru. Cât e de greu să lucreze cu copii? Acum eu o să vă fac un compliment, sper să-l luați ca atare. Nici de asta nu sunteți departe de a fi un copil. Încă mă simt un copil, am suflet asta de trener. Asta e bine. Și îmi plac copiii. Și atunci munca este ușoară. Până la urmă, cred că despre asta e vorba. În momentul în care ne place un lucru, nu poate fi greu. Dacă faci ceva cu plăcere, nu este greu. Am înțeles. Chiar îi iubește, deci asta se vede. Chiar îi iubește. În regulă. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi în această dimineață. A fost o onoare pentru mine să vă am în emisiunea mea și vă aștept ori de câte ori mai aveți. Păi eu cred că vom mai veni cu niște momente chiar cu acești copii ca să se vadă că noi chiar ne ținem de cuvânt și facem niște progrese. Nu? Și pregătim momente noi și surprize frumoase. Mulțumim de suflet. Și să dea Dumnezeu ca de la 11 la 14 ani să ne vedem de acum și când veți avea 28-30 în sus și poate încet, încet mă bag și eu la încălzire. Așteptăm, mai ales că vin copii de ce în ce mai înalți, deci ne încadrăm. Da, nu că eu aș fi foarte înalt. Da. Bine, vă mulțumesc mult pentru prezență și vă felicit pentru ceea ce faceți, atât pe voi, copiii frumoși care sunteți, cât și pe doamnele profesoare. Mulțumim. Care sunt atât de frumoase. Mulțumesc mult pentru prezență. Eu o să continui așa cum v-am obișnuit cu rubrica care aproape în fiecare dimineață încheie matinalul, o rubrică de Mafalda, aș spune eu, o rubrică care ne prezintă ce ne spun astrele pentru fiecare zodie în parte.
Astfel că... N-am întrebat pe copii ce zodii au ca să le citim la fiecare în parte, dar cu siguranță se vor regăsi în ceea ce urmează a lectura eu. Și mai apoi, ușor, ușor ne pregătim să ne despărțim cel puțin până luni dimineață. Iar, după cum vă spuneam, pentru că încercăm de la o zi la alta să aducem tot felul de surprize în fața dumneavoastră, e foarte greu să arătăm pe degete, vom face în așa fel încât să diversificăm puțin rubrica matinalului. Poate mai vin și colegi noi care vor mai schimba față. Fețele acre, cum e amua. Bine, trebuie să dau horoscopul în această dimineață, așa că pregătiți-vă să mă ascultați citind ce ne spun astrele despre fiecare zodie în parte. Începem cu zodia cu care începem de fiecare dată, îi zice ei berbec. E mult haos la locul de muncă, nu e clar cine ar trebui să facă. Cine ce ar trebui să facă, majoritatea colegilor dând dovadă de un amatorism înfiorător, greu să găsiți vreun colaborator cu capul pe umeri astăzi. Taur, sunteți împrăștiat, dar nu vă faceți probleme din această cauză. Pur și simplu ați decis să luați o mică pauză, să vă oferiți una-două zile în care să lăsați problemele deoparte. Gemeni, chiar și în timpul liber, sunteți cu gândul tot la viața profesională, se pregătește o schimbare importantă la serviciu și vă întrebați ce atitudine ar trebui să adoptați. Ne întrebăm și noi sau vă întrebăm și noi? Rac, taxați cu duritate o persoană care vrea să ia singură decizii în probleme care vă privesc în mod direct. Nu veți permite niciodată un astfel de comportament. Leu, ați făcut câteva promisiuni, iar acum trebuie să munciți din greu pentru a le onora. Altădată, ar trebui să fiți mai atent, înainte de a vă lua un angajament. Fecioară, sunteți imprevizibil în deciziile pe care le luați la locul de muncă, iar acest tip de comportament îi derutează pe colegi. Balanță, persoana iubită dă dovadă de instabilitate pe plan emoțional. Nu e exclus ca astăzi accesele de furie sau stările de depresie să fie urmate de hohote de râs. Scorpion, nu suportați pe nimeni în preajma dumneavoastră mare parte din această zi, dar sunteți oarecum chit, nici altora nu le-ar plăcea să vă aibă pe dumneavoastră prin preajmă. Săgetător, când doi prieteni se ceartă între ei, lucrurile devin complicate și pentru dumneavoastră. Cum e imposibil să faceți o alegere, vă rămâne să sperați că se vor împăca. Capricorn, e mult stres la serviciu. Chiar dacă dumneavoastră vă faceți treaba foarte bine, tensiunea continuă să fie prezentă. Se anunță o săptămână dificilă. Vărsător, vă vine greu să vă concentrați la ceva anume pe durata acestei zile. Mintea dumneavoastră preferă să hoinărească, fără nicio preocupare pentru sarcinile importante. Și ultima zodie de horoscop, pești. Problemele financiare sunt cele care vă preocupă pe parcursul acestei zile. Apar cheltuieli serioase, cărora nu vă va fi tocmai ușor să le faceți față. Ce mă bucur că nu-s pești. Tu ești pești, Cristi? Nu? Credeam că tu ești pești, nu știu cine-i pești, dar îmi pare nespus de rău că vor fi probleme financiare. Cam atât a fost pentru această dimineață, dragi prieteni. Eu mă bucur din tot sufletul că m-am reîntâlnit cu voi, vă dau întâlnire luni dimineață la o nouă ediție de matinal, la fel și luni seară la o nouă ediție de talk show, se numește el Stop Cadru, unde vom discuta probleme absolut punctuale ale comunității rădăuțenilor. Vom începe probabil mai în forță campania electorală de prezidențiale, o campanie electorală cu o miză extrem de mare, cum v-am spus de fiecare dată. Poate reușim încet încet să aducem reprezentanții candidaților la alegerile prezidențiale pentru a vă spune ce au ei de gând să facă. Până la urmă, cam despre asta este vorba. Încercăm până la finalul campaniei și o dezbatere electorală între reprezentanții celor mai importanți candidați la aceste alegeri. Încercăm să-i aducem în fața dumneavoastră pentru a-și spune planul pe care și l-au făcut ei pentru următorii 5 ani, în cazul în care vor fi aleși președinte al României.
Vă las în continuare în compania colegilor mei cu toate buletinele de știri din cursul zilei. Diseară vă întâlniți cu Dorel Guliciuc la emisiunea Stop Cadru, urmând ca mâine dimineață și vineri dimineață să aveți două dimineți extraordinar de frumoase alături tot de colegul nostru Dorel Guliciuc. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, mulțumesc copiilor care au fost prezenți astăzi alături de noi și cadrelor didactice care i-au însoțit și care se ocupă atât de frumos de ei. Încercăm să aducem cât mai multe surprize în fața noastră, pentru că până la urmă nouă ne pasă. Mulțumesc pentru atenție, o zi plină de împliniri și cu mult soare în suflete. La revedere!